Am trecut pe la Palatul Parlamentului și vă pot spune că se întâmplă niște chestii tare mișto acolo. Expoziția European Cuteness Art a intrat în ultima săptămână, așa că mai aveți câteva zile să mergeți să o vedeți. E cute, e interesantă, e inedită și ușor ironică la adresa societății de astăzi. European Cuteness Art este parte a proiectului multinațional denumit Contaminazioni 2016 și include artiști din România, Bulgaria, Spania, Finlanda și Italia, care se renumesc pentru prima dată în această formulă. Expoziția atestă răspândirea în arta europeană a unor tendințe artistice postbelice aparținând continentelor asiatic și nord-american, adică superflatul japonez și pop suprarealismul american. Într-o posterioritate istorico-artistică, ce pare a eradica această producție europeană a unei estetici se face referire la planul comercial-artistic și la merchandising, la exprimarea în mod uniform a unei capitalism absolut conectat globalizării economice și culturale, prin realizarea acestei expoziții se încearcă a se evidenția existența acestei tendințe în anumite țări europene. În același timp se întreabă în mod activ dacă și în ce măsură este această estetică subordonată altor mișcări artistice mult mai strâns legate tradiției acestor țări. Cam asta declară Giancarlo Carpi, curatorul expoziției. În expoziție puteți vedea pe Stefano Bolcato, Danilo Pucchi, Radu Carnariu, Laura Kovács, Darie Dup, dar și mulți alții. Este deschisă publicului până pe 25 mai, urmând ca în acest an să mai fie organizată și în Sofia și la Roma.